Bună ziua! Vă invit la o ediție mai specială, aș spune, analizări economice, un proiect comun realizat de Edith Vitor și Preveschiu. De ce spun chestii mai specială? Deoarece astăzi vreau doar să analizăm, să examinăm propunerile pe care le-au înaintat mediul de afaceri la politica fiscală pentru anul 2023. Vreau să aici doar să reamintesc că institutul pe care o reprezintă Edith Vitor, începând cu anul 2007, a promovat în Republica Moldova o platformă care se numește Agenda Națională de Business. Scopul acestei platforme este ca mediul de afaceri să aibă o voce comună în relațiile cu autoritățile. Ori noi considerăm că un stat civilizat, un stat european este acela în care mediul de afaceri are o discuție cu autoritățile, iar pentru ca ei să fie auzit mai bine, este important ca vocea lor să fie o voce unică. Din acest motiv, noi am selectat, ca și în toți ceilalți ani, recomandările sau propunerile care le fac mediul de afaceri legat de politica fiscală pentru anul 2023. Ne-am oprit la câteva din ele. Politica fiscală pe acest an, vrem să spunem din start, că are foarte multe lucruri pozitive. Vom mai vorbi despre acest lucru și în alte contexte, dar astăzi doar la câteva observații, nu sunt foarte multe, câteva observații care, dacă vor fi luate în seamă către autoritățile noastre, vor îmbunătăți politica fiscală. Ca și în fiecare an, din cel puțin 15 ani de când urmărim activ acest domeniu, cam cele mai multe discuții, cele mai mari dezbateri se dau în jurul accizilor, din ce cauză este și clar, noi prin accize, aici vreau să reamintesc, în 2009 Moldova avea, spre exemplu, produsele de tutun, avea cele mai mici accize din lume, noi le-am majorat în câțiva ani de zile de 10 ori, continuăm să le majorăm. Moldova, pe de o parte, trebuie să ajusteze la cerințele Organizației Mondiale a Sănătății, pe de altă parte, sunt criteriile ale Uniunii Europene, la care noi vrem să ne apropiem, totodată noi trebuie să uităm de ce, contextul în care trăim noi, veniturile populației, contrabanda, contrafactul și toate acestea trebuie de ținut cont ca să ai o politică euroconformă, armonioasă, care pe de o parte să aibă grijă de sănătatea populației, pe de altă parte să asigure încasări în bugetul de stat, iar pe a treilea să nu încurajeze comerțul ilegal. Deci când le pui toate cap în cap, lucrurile devin cât de cât clare. Haideți, cum am spus, ne oprim la câteva elemente care noi considerăm că ar fi importante ca noi să ținem cont. Primul lucru care este o problemă veche, cumva s-a pornit ea să fie rezolvată, acum statul a mers cam prea brusc, și anume, timp de ce, despre ce vreau să vorbesc, despre dividendele, despre impozitele pe venit la dividende de la bănci. Vreau aici să încep cu o afirmație care sper că nimeni nu va nega. Statul, în special în prezent, trebuie prin politica sa fiscală să încurajeze economiile populației. Deci trebuie să încurajeze ca populația să facă economii. Și acest lucru poate fi făcut inclusiv prin stimulente fiscale. Din ce cauză este necesar acest lucru? Începând cu 2020, după vreo 7 ani de zile de stagnare a economiilor netele populației, care nu au crescut timp de 7 ani de zile, acum avem chiar o scădere. Dacă în 2020 economiile nete ale populației erau 27 de miliarde lei, acum s-au coborât la 18 miliarde. Ce înseamnă economiile nete? Asta înseamnă toate depozitele care le au oameni în bănci, minus împrumuturile care le-au luat. Adică curat cât a rămas în bănci. În ultimii 2 ani de zile, noi avem populația luat cu 9 miliarde lei mai mult credite decât au depus depozite în bănci. De ce aceasta s-a întâmplat? Dobânzele mici, oamenii, în special anul trecut, a fost așa o abundență de consum și lucrul acesta a generat și inflație în Republica Moldova. Drept rezultat, Banca Națională în prezent luptă enorm pentru încurajarea economiilor și reducerea creditelor. S-a majorat rata de bază, dintre care cel mai mult suferă din cauza ratei de bază, cine? Anume Ministerul Finanțelor, deoarece el cumpără banii, dacă anul trecut îi cumpăra cu 5% jumătate, lua credite, acum e cu 24%. Păi uitați-vă în contextul când Banca Națională luptă cu inflația și dorește să încurajeze economiile populației, guvernul vine cu ideea ca să majoreze impozitul de la 3% la 12% sau de 4 ori să majoreze impozitul pe dobânzile, pe venituri din dobânzile bancare. Eu sunt pentru aceea ca impozitul pe dobânzile bancare să crească, am fost pentru aceea ca să fie introdus, dar credem că, și aici mediul de afacere are dreptate, noi trebuie să le dăm dreptate, credem că anume în acest an este
contraproductiv să introduce acest impozit. Cred că trebuie să lăsăm puțin mai târziu. Al doilea lucru care guvernul încearcă să-l introducă și mediul de afaceri pe bunul dreptate spune că pe termen lung nu are niciun efect, dar doar îngreunează administrarea fiscală și îngreunează ducerea contabilizării întreprinderii, este legat de faptul că guvernul propune ca suma amortizării la un mijloc fix să nu fie introdus în bunul creat din baza unui mijloc fix care a rămas. Altfel spus, dacă tu ai un bun care nu a fost amortizat complet și îl mai are anumită valoare, dacă îl introduci în alt bun care îl creezi, n-ai voie valoarea care a mai rămas să o introduci în amortizare. Mediul de afaceri consideră că aceasta în realitate nu are niciun impact, dar creează probleme mari pentru administrare, de ce ei consideră că acest capitol, punct trebuie discos, că el în principiu nu aduce absolut nimic nou, dar el trebuie să anulat. O altă problemă cu mult mai gravă este faptul că se introduce un capitol nou în legislație și anume guvernul propune ca serviciu fiscal să aibă dreptul să refuze sau să nu accepte un tranzacție între doi subiecte. Deci, care este ideea? Că dacă între doi subiecte, aici vorbim în special despre împrumuturi, inspectoratul fiscal are dreptul de la sine putere să decide că această tranzacție îl nu recunoaște. Lucrul acesta este unul destul de periculos și contravine Codul Civil al Republicii Moldova, ori Codul Civil și Constituția Republicii Moldova garantează raporturile juridice dintre doi subiecte. Și dacă cineva consideră că un raport juridic are anumite probleme, pentru aceasta există instanța de judecată. Ori nu poate fiscul să intervină între raporturile juridice dintre doi subiecte într-așa o manieră în care să nu recunoască un contract care există între acești doi subiecte. Din acest motiv, mediul de afaceri, și noi suntem aici de acord cu ei, propune că această normă să fie scoasă și să nu permitem ingerința statului între acești doi subiecte. Un alt punct, după cum am spus, este cel mai complicat și care creează cele mai multe discuții și în dezbaterile care noi le organizăm în viitor aceasta, e cea mai mult timp, este legat de accizele și reglementările în domeniul, noi le zicem, produselor vicioase. Asta este produsele alcoolice și produsul de tutun. Și aici trebuie să înțelegem din ce cauză apar cel mai multe discuții. Pe de o parte, în prezent, alcoolul și tutunul este o sursă importantă din venitul bugetului de stat. Doar la produsul de tutun se aduc 3,5 miliarde de lei în bugetul de stat, ceea ce este considerabil. Noi încă avem accizele destul de reduse. Noi am fost și eu atunci unul din cei care am participat la legislația privind reglementările produsului de tutun, dar întotdeauna această politică trebuie să fie una euroconformă, prudențială și noi, pe de o parte, să încurajăm creșterea venitului bugetului de stat, conformitatea cu standardele Uniunii Europene, dar pe de altă parte să nu permitem contrabanda. Voi începe cu produsele alcoolice. Dar de fapt și la produsele tutun și la produsele alcoolice, prima regulă care este și noi am stabilit-o mai mulți ani în urmă, este predictibilitatea cadrului juridic. Din acest motiv, guvernul face un plan fiscal pentru mai mulți ani de zile, unde este prevăzut cum și în ce manieră vor crește anumite taxe sau impozite. În cazul dat, noi avem accizele aprobate atât pentru produsele tutun, cât și pentru produsele alcoolice, sunt aprobate pentru 2023. Acum se încearcă modificarea lor, lucru care creează tensiuni în piață. Iar cel mai important este să spunem, este următorul lucru. Spre exemplu, vă începem cu produsele alcoolice și până vă trece la produsul de tutun. Ce se întâmplă? Raportat la veniturile populației, în prezent povara fiscală la produsele alcoolice, la tutun este o leacă mai mică, dar tot este substanțial mai mare, dar povara fiscală la produsele alcoolice în Republica Moldova este 2,5 ori mai mare decât în România. Altfel spus, greutatea plății impozitelor în Moldova este de 2,5 ori mai mare decât în România. Respectiv, aceasta care ce generează? Generează comerțul ilicit. Ori în Republica Moldova, spre exemplu, în restaurante, mediul de afaceri ne anunță că până la 40% din toate vânzările produselor alcoolice când sunt în restaurante este vândut ca produs de casă, țuică, deci lucrurile care nu sunt nici accesate, nici impozitate. Rezultat, este clară intenția statului de a crește încasările, dar companiile spun, noi am dorit ca să fie o corectitudine în relație și nu dorim ca cumva prin politica statului noi să încurajăm comerțul ilicit, să avem o concurență neloială și lucrul acesta se întâmplă încă o dată, repet, din simplu motiv că nu cum cetățenii Republicii Moldova sunt mai răi ca cei din Europa sau ca cei din România. Pur și simplu,
având niște venituri foarte mici și având acciza cum este el, el are o povară fiscală de 2 ori și jumătate mai mare decât cel din România și el este motivat mai tare, de 2 ori și jumătate mai tare decât cel din România, să evite plata impozitelor. Lucru unde ai un stat destul de slab, mai ai niște oameni care vrem să fim foarte politicoși, dar mai există și posibilitatea că închid ochii la anumite lucruri și se întâmplă ceea ce avem. Din acest motiv se dorește acest lucru. Plus, în prezent, statul nostru vrea să se introducă așa un sistem de localizare a urmăririi pentru produsele de tutun, lucru care este salutabil, tot ce roagă mediul de afaceri, și suntem de acord cu ei, ca să mergem exact după standardele europene, ce am avem în vedere, ca acest proces să aibă loc într-un termen rezonabil de 24 de luni, să fie făcut etapizat pe diferite produse, astfel că el să fie real implementat, dar nu pur și simplu să facem ceva declarativ și până la urmă să nu se întâmple nimic. Și ultima, deci sunt niște reglementări noi care se introduc lucrurile care mediul de afaceri le-a formulat, inclusiv la ședința care am organizat-o noi împreună cu ei și care au fost date către guvern, dar ideea este în felul următor. Orice reglementare în plus care este introdusă și lipsește în regiune, de fapt încurajează comerțul ilicit, încurajează importurile ilicite și descurajează comerțul legal. Doar pe poziția aceasta nouă de a introduce anumite restricții pentru anumite aromatizatoare sau ce mai doresc ei să facă, să pierderile ajung la vreo 300 de milioane de lei, lucru care de fapt nu are nimic cu sănătatea, are doar, discutăm, comerțul ilicit sau comerțul legal. Întotdeauna am spus că nu este bine omul să utilizeze bunurile de vicii, pentru aceasta este corect că avem această acciz, care o numesc taxa pentru viciu, însă această taxă trebuie să fie una descurajatoare, ca omul să nu mai aibă consum atât de mare pentru aceste vicii, însă nu cumva să aducem la ceea că această taxă, de fapt, are un efect prin care se încurajează comerțul ilegal. Deci asta este poziția noastră. Comerțul ilegal este viciul cel mai de bază și noi întotdeauna prin politica noastră fiscală trebuie să descurajăm consumul produselor de vicii, dar nu să nu încurajăm comerțul ilegal. Următorul punct. Statul nu trebuie să sancționeze erorile care nu aduc prejudicii bugetului. Noi ani de zile am avut așa ceva când în legislația Republicii Moldova erorile neintenționate. De ce vezi că este intenționat? Din simplu motiv că nu aduce niciun prejudiciu bugetului, cum ar fi o greșeală gramaticală. Eu exagerez puțin. Noi erau penalizate și îți crea impresia că statul nostru, de fapt, scopul lui este să nu aibă o relație normală cu business-ul, dar amenzile le vedeau cu o sursă de venit. Ani de zile am luptat agenda națională de business, până la urmă legislația Republicii Moldova a fost modificată în măsura în care erorile neintenționate care n-aduc prejudicii la bugetul de stat să nu fie sancționate. Lucru care a fost salutat în mediul de afaceri. În prezent, guvernul propune că această normă să fie exclusă și în continuare cei care au făcut o greșeală, încă o dată repet, o greșeală neintenționată, care nu a dus absolut niciun prejudiciu bugetului stat, să fie mai departe pedepsiți. Lucru care după noi este incorrect. Statul trebuie să stabilească o relație de încredere cu mediul de afaceri, iar amenzile au doar scopul de a educa, dar nu să fie în sine un venit în bugetul de stat. Deci nu are sens să pui amendă acolo unde într-adevăr nu s-a întâmplat absolut nimic. Lucru care este reglementat. Și încă un element, noi înțelegem intenția Ministerului Finanțelor și Casa Națională de Asigurare Medicină, dar aici trebuie să fim foarte prudenți. Vorbim despre nu foarte multă lume, dar este chestiune de principiu. Dacă un cetățean al Republicii Moldova nu lucrează și el nimerește, este în categoria celor care trebuie să cumpere primă de asigurare medicală, el o procură. Imaginați-vă că el 2 luni de zile nu a lucrat și a cumpărat primul pentru 1 an de zile. După asta el s-a angajat și este obligat să plătească deja contribuția de asigurări medicale. Se primește cu omul acesta, timp de 10 luni de zile are dublă impunere. Pe de o parte el are primul cumpărat pentru tot anul, pe de altă parte plătește contribuția de asigurări medicale. Aici legiuitorul spune că omul poate să solicite restituirea banilor pentru lunile rămase. Da, poate, cum, deci este un mecanism foarte, foarte vag. Ceea ce propunem noi și cred că va fi acceptat este în felul următor. Pentru persoanele care au cumpărat o primă de asigurare medicală,
Iar după aceasta s-a angajat și trebuie să plătească contribuții de asigurări medicale, suma de bani care au rămas din primă să fie dedusă din contribuția lui. Altfel spus, dacă eu am cumpărat prima și mi-au rămas 2000 de lei pentru anumite luni, din suma care trebuie să o plătesc să fie dedusă ca eu din tâi să-mi epuizez toată prima, iar apoi deja să am beneficii. Acestea sunt doar câteva din recomandările pe care le-au înaintat mediul de afaceri, pe care noi, IDIS viitorul, le mediatizăm în toate modalitățile posibile și dorim ca și prin această cale să fim auziți de autoritățile statului, ei să fie atenți la ceea ce solicită mediul de afaceri, deoarece mediul de afaceri este cel care oferă locuri de lucru în Republica Moldova, companiile sunt cei care asigură încasările în bugetul de stat și cel mai important în Republica Moldova, când încă avem destul de puternică economie neformală, economia tenebră, atunci când există companii care vând, din păcate, produse, fie contrafăcute, fie din contrabandă, este foarte important ca prin politica fiscală noi să nu încurajăm contrabanda, contrafactul, dar din contra, noi să ajutăm companiile legale ca ele să poată activa normal, iar nu cumva prin politici neprudente, noi să încurajăm comerțul ilegal, iar companiile legale să fie nevoite să-și reducă afacerea în Republica Moldova, iar drept consecință bugetul de stat suporte pierderi. Acestea au fost principalele subiecte pe care am dorit să le aduc la cunoștința dumneavoastră, care au reieșit din... Nu am venit aici nici cu o analiză proprie, doar am făcut comentarii la propunerile înaintate de asociațiile de business și, încă o dată, repet, în agenda națională de business intră aproape 40 de asociații de business care reprezintă peste 90% din tot mediul de afaceri din Republica Moldova. Vă mulțumesc și până data viitoare!